Revenind la bucuria pe care ar trebui s-o vedem în jocul copiilor, să știți că până la 13 ani, asta este atitudinea pe care, într-un centru corect organizat și corect, eu știu, administrat din toate punctele de vedere, mai ales cel tehnic, obiectivele până la vârsta asta de instruire nu impun rezultat, ci toată lumea trebuie să fie focusată pe proces. Bun. Până la 13 ani, dacă facem o paralelă cu școala, până în clasa 8-a, înveți foarte mult. Apropo de vârsta 10, 12 ani, da. 13 ani, care e vârsta de aur a învățării. Într-adevăr, acolo se învață mult, acolo nu există presiunea învățării cu deasila, cu forța. Da. Și de aici vine ideea că ar trebui să te bucuri de ceea ce faci ca și jucător până la vârsta aia. Asta înseamnă un profesor, un antrenor foarte bun, care să știe să te facă să descoperi lucrurile pe care el și le dorește, ca tu să le achiziționezi ca jucător, fără presiune. Doar că, nu uitați, suntem în România și chiar dacă la unde, să completez, unde în România până acum de curând, când s-a implementat un alt stil de competiție și revenim și aici, în România, datorită faptului că au existat competiții cu finalitate națională de la 8 ani, de la 9 ani, ceea ce este o aberație. Ok. Da? Adică nu poți să ceri unui copil care e la început de drum să, care de-abia învață să meargă pe bicicletă, să spun, să facă concurs de bicicletă după un an de zile de învățare. Nu se poate face lucrul ăsta. Adică tu înveți fotbalul, ești la 8 ani, de-abia înveți să dai cu piciorul în minge ca să o transmiți colegului sau eventual să creezi un triunghi pentru că ăsta este antrenamentul și așa ar trebui condus. Să împingem acest copil înspre presiunea competiției. Înspre rezultat. Da. Competiție există. Da, înspre rezultat. Vrem să câștigăm la tot, dar înspre rezultat. În condiția în care copilul ce să-ți poată prezenta la vârsta asta? Asta a fost România. Federația a înțeles lucrul ăsta. Există de ceva vreme, din ce am înțeles, în gândirea părții tehnice din federație și administrative și de anul ăsta s-a pus în aplicare. Până la 13 ani de zile nu se mai produc ierarhizări, clasamente. Tot procesul trebuie orientat către jucător, dezvoltarea corectă a lui. Adică antrenorul trebuie împins cu orice preț să se focuseze pe antrenament, pe dezvoltarea copilului, pe identificarea problemelor lui, pe potențarea talentului lui. Deci pe dezvoltare și nu pe rezultat, ceea ce este normal.